întâlnire. Uite, nu mai cornute. Da, el. Numele de scenă e Fibo X. Sunt un DJ de hip-hop, ar spune mulți. Eu aș spune că sunt un DJ turntablist. O să vă explic și termenul ăsta ce înseamnă. Turntablist e un DJ care folosește pick-up-ul nu pentru a pune muzică, ci pentru a folosi discurile respective, sample-uri, bucățele de pe discurile respective și a le reinterpreta în felul lui. De exemplu, aici avem un bas. Niște tonuri de bas. Și să zicem că astea le-ai găsit pe un disc funk. La un dat avea un break în care era basul ăsta și el era într-o compoziție anume. Îl scoți din compoziția aia, o reinterpretezi cum ai vrea tu și poți să o faci. O să vă explic acum despre native în principal. Sunt anumite piese care ne se par moi. Ar avea nevoie de niște tobe. Și în cazul ăsta putem să folosim remix deck-urile de sub. De exemplu, avem piesa asta. Dar să zicem, kick-ul se aude ceva de genul ăsta. Nu are destulă putere. Și atunci vom sincroniza un remix deck cu el. Și ar trebui să intre pe timp. Și îl suplimentăm cu ăsta. Vrem și fuși. Practic construim peste, adăugăm, putem să adăugăm orice, poate să fie loop-uri, poate să fie one-shot-uri. Cam asta poți să faci cu remix deck-urile. Dacă vrem să facem un mashup, beat-ul merge de pe sample deck-uri, da? Și pe track am încărcat o...
Salut, sunt Traurusu și am venit alături de prietenii mei la training camp. Bună, bună ziua! Bună, bună, bună! Coba! Nu te opri! Nu te opri! Ați investit până acum destul de mult în voi, faceți-o pe mai departe. Atestatul este împărțit în două. Partea teoretică și partea practică. Partea teoretică presupune un chestionar în care sunt 21 de întrebări legate de meseria de DJ. Partea practică, la rândul ei, este împărțită în două. În sensul că veniți voi cu două piese sau luați din piesele care se regăsesc acolo, arătați comisiei că le știți, le puteți mixa frumos, corect. Partea a doua este alcătuită din tot o parte, să spunem, practică, în care cum vă este norocul. Este un tank de CD-uri care conține, fiecare disc conține câte o melodie. Sunt hituri din anii 70, 80, 90 până în zilele noastre, hituri care la vremea apariției au schimbat cursul muzical. Voi va trebui să știți interpretul, numele piesei și mai mult să le mixați între ele. Voi hotărâți cum le mixați. Să vorbim un pic de felul în care vreți voi să vă bindeți, muzica pe care vreți să o puneți. Mi-am făcut așa o mică imagine. Contează foarte mult atitudinea pe care o aveți. Nu aveți voie să vă prezentați în fața unui public cum l-am buzunat. Niciodată. Nu faceți greșeli din asta de atitudine. Mi se rupi sau eu sunt superstar. Nimeni nu este încă superstar. Să dea Domnul ca toți să fie superstar la un moment dat. O altă sugestie ar fi muzica. Încercați să vă creați o identitate, un sound personal pentru care lumea să vă dorească. Un DJ bun este acela care știe muzica. Cultura muzicală vă va ajuta odată în producție, cât și în creativitate. Sugestia mea este să creați voi hituri. E cel mai ușor drum să pui hiturile pe care le știe toată lumea. Și o păcăleală. Adică nu sunteți DJ spectaculoși, veți pune aceleași piese pe care le pun toți ceilalți. Sunt atât de multe surse de muzică în momentul de față. O altă sugestie, nu vă luați muzica din același loc de unde și-a gloata. Dacă vreți să vă diferențiați, căutați surse alternative.